I'm no longer in official capacity. I cannot assume responsibility for that matter. I was saying I'm no longer in official capacity. I cannot assume responsibility for that matter. What I can tell you is the following. When I was president of the Commission, I was already saying that Romania was ready to become a member of Schengen. I said it including also at the European Council level, in front of all the heads of state and government of the European Union. Your president at that time, President Bazinski, was there, you may remember, because there were, as you know, some doubts in some member states. And I even said that from my point of view, Romania was better equipped than some current members of Schengen to be in Schengen. So I see no reasons to change my opinion then. Of course, I have not now the latest information about the situation, but to me it seems that Romania should be a member of Schengen. I think it will increase, not decrease, security in Europe. Having said that, and I want to be very sincere, I also understand that facing the current challenges of refugees, massive refugees inflows and illegal migration, the governments of the European Union are now probably more prudent or more reluctant in this matter. That's my analysis, my assessment. But frankly, I cannot commit to the date. I wish that to happen sooner rather than later, because I know it's an inspiration of many people here in Romania, and I believe the state, the Republic of Romania, has fulfilled its obligations in terms of preparing itself for the Schengen regime. Thank you very much. Someone else? I already mentioned briefly this issue during my speech at the ceremony of the Nobel Scholarly degree, but I can, if you wish, repeat and develop one or two points. First of all, I consider this probably the most difficult challenge that the European Union is facing in the last decades. I consider this more serious than the so-called euro crisis. Why? Because what is at stake is not just economic matters, it's about political acceptance. And because the very sudden and massive inflow of refugees and illegal migrants is being used by some nationalistic or xenophobic forces against Europe. And so this may pose serious political problems in Europe. I think in face of this matter, we have to have the courage to explain what's going on. First of all, most refugees, they come here because they are in a desperate situation. I was president of the Commission and I had the occasion to visit, for instance, the Za'atari camp in Jordan. I met many people that were fleeing from Syria. People that could be Portuguese or Romanian. And they have their cities destroyed. I spoke with young boys, young girls that were there studying under tents with money coming from the European Union. And so I think we have to show our humanitarian commitment. If these people are coming here because they are persecuted in their countries, because there is a war that is destroying their country, we have to receive them. If I was a Syrian father,
and I saw my family, the risk of being destructed, of course I would try to get to some place where I would try to live in peace. So I ask all Europeans to make that exercise in terms of moral living. In the history of Europe, there were awful wars, and yet, in the past, also these refugees. So this is the first point, a humanitarian duty. Now, there is another problem, is that we have been facing, even before the refugee crisis in Syria, we have been facing inflow of illegal migrants that have been exploited by networks. For instance, I was also in Lampedusa, in the south of Italy, when I saw some of those people coming, and they have been manipulated by those traffickers. We have to fight not the persons, but the traffickers. We have to protect our external borders. Like a country, the European Union has the right and the duty to defend its borders. Because some of this traffic is linked to drug trafficking, to child traffic, prostitution, sometimes even terrorism and international crime. So we can at the same time show solidarity for those who need and be tough against those who are trying to put at risk our security. It's a difficult policy because it requires balance, but I think it's the only one. And I think some steps are needed in terms of reinforcing our security in Europe. Now, the demagogues, the extremists, the xenophobes are trying to suggest, or are even saying, that we have this problem because of Schengen. This is false, completely false. If there was no Schengen, we'll have the same problem. If there was no European Union, we will have the same problem. Does anyone think that if there was no European Union, those people were not trying to get to Europe? They will try to get to Europe, of course. So this problem was not created by the European Union or by Schengen. On the contrary, it is Schengen and can help us solve the problem. Why? Because what is in Schengen is not the elimination of security, but the duty of the governments of Europe to cooperate more in terms of exchange of information, protection of external borders. That's the point. So what we need to do now more is to have more cooperation between the different polices, between the different intelligence services at European level. It has nothing to do with internal or external borders. Does anyone think that now we should try to build again borders between Belgium and Luxembourg and the Netherlands, or between Spain and Portugal? What would be the advantage in fighting against terrorism? No, what we have to do is to increase the level of confidence and cooperation between the different polices and the different intelligence services, and also to have more resources, including financial resources, to protection of our external border. And that's why this policy is a delicate one to do. I think we are going to be able to solve the problem, but I'm concerned. I know the very strong pressures that are being done, for instance, over Mrs. Merkel. Chancellor Merkel, she took a very principled attitude, and I really congratulate her, because if Germany was taking another position, then I think it would be very dangerous for the image of Germany and for the image of Europe. I think she has done the right thing. But of course, now we have to adapt constantly. At the end, I think we are going to solve. But the solution for this is not to create new walls or new borders. It's on the contrary to cooperate more. The solution is more Europe. Because the terrorists and those who are using these movements of people to create insecurity, they have international networks. They don't respect borders. So what we need is to have also the capacity of our national security services to cooperate trans borders, above the borders, to have stronger cooperation at that level. So of course, I'm a realistic person. I know very well that we are not going to have a common intelligence service, but we could have at least some articulation of different intelligence services for this purpose. And we should have, and that's the way of the proposal of the European Commission,
to have a common Coast Guard. Yes, why not? I remember when I went to the European Commission, Frontex, the agency for the protection of our borders, had 60 people only. So it was less than any police station in Paris or in Berlin, or probably here in Bucharest. I mean, 60 persons. How can people do that? So if the member states want to have their protection, they have to put more resources, pooling their resources, putting them together, financial resources, operational resources, human resources, to protect our borders, yes. I'm not naive. There are problems of security in Europe now. But we have to be rigorous and make distinction between refugees that we have the duty to receive on humanitarian grounds and to fight terrorism and criminal networks. I think this is possible if there is sufficient political will, and I know that the governments, together with European institutions, are now working on a more European approach to this challenge. Let's hope. I hope that it will be more or less like what happened with the financial crisis. To use the financial crisis not to put an end to the euro, but to have a banking union. The same now should happen with the refugees, not to put in question Schengen, but on the contrary, to complete Schengen, to make it more operational, and to have more cooperation between different national services and authorities. Da, vreau să pun și o întrebare. Adrian Marcu, Digi24, TV Timișoara și Banatul Azi. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb în ce măsură credeți că există pericolul unei falii între Europa de răsărit și Europa de vest, plecând de la situația aceasta a migranților. Ați văzut poziția primului ministru Orban, dar și altor țări, Slovacia, Cehia, Polonia, care susțin că e și o chestiune de natură de valori, inclusiv de natură creștină, versus ceea ce se întâmplă cu extremul, islamul extrem, ca să zic așa. Cum ați comenta această situație și dacă credeți că Uniunea Europeană ar putea fi în pericol din această perspectivă? Mulțumesc. Probably you have heard what I said now in my speech. I made a very passionate defense of the enlargement of the European Union. I'm very sincere about that. I think it was one of the greatest achievements ever in the history of Europe, and I would say even in international relations history. The fact that the European Union was able to go from the original 6 members to now 28, and in fact, 2004 we were 15. Now we are 28. My commission was the first commission of the enlarged Europe. So, and my good friend Dacian Cioloș, currently Prime Minister of Romania, was one of my colleagues in that great task to show that European Union can work with 28. There are some people in Brussels and in the what I call the Brussels Beltway that are not comfortable with European Union enlargement. They believe the European Union should be some noyau dur, or just the hardcore of the richest countries. And that other countries that are not so rich or more in the periphery, they should not have become a member. So what I hope now is that the new member states show that this is not true, that they are not right. And this is very important, because if there is a depth perception that you have alluded to, there is a risk, indeed, of fragmentation. And I know that the majority, the huge majority of the people of these new member states want European Union, want to be European. I have a great trust in those people. I visited all these countries, from Hungary to Poland. I know those countries. And I know how much they want Europe. I know the progress that these countries have been enjoying. I know, for instance, that in some of these countries, 80% of the public investment comes from European Union solidarity. 80%. They are receiving a lot. Now, as I said during my speech, solidarity is a two-way street. It's a mistake for a country to think, I'm going to stay in the European Union because they give me money. No. This is not the European way. When we are in a union, we have to cooperate. Okay, those who are richer should support the poorer. That's why we have the so-called cohesion in the treaty, social, economic, and territorial cohesion. I'm a friend and a fan of cohesion, but there is also political cohesion.
If Europe has a problem of refugees, we cannot say, I have nothing to do with that, the others take care. No, this is not the European way to do it. Everybody has to make an effort. I understand the sensitivity of some of our member states, some of new member states that are not used to deal with these multicultural problems. I understand. The reality is that in some countries in eastern part of Europe, there is not a tradition of seeing people from Africa or people from Arab or Muslim origin. This is true. And so we have to understand that this matter has to be dealt with some intelligence, huh? Okay? While in other countries we are used, for instance, in my country, because of its colonial past, in my country we are used to have many people from Africa, many people from other parts of the world. Okay. Having said this, everybody has to make a contribution. Because if not, if there are some governments that appear only trying to receive what they can get and not to cooperate, that will create a problem of trust in the European Union. You see? So I hope this is the case. I hope these matters are dealt with intelligently, avoiding national prejudices. Because, frankly, for instance, regarding Poland, there have been a lot of comments about Poland. I know well Poland. I mean, I have a great trust and confidence in the Polish people. Great trust and confidence in the Polish people. They want to be part of Europe. They are very grateful for what Europe has done. I know that. I've been all over, for not only in Warsaw, in Krakow, in Gdansk, in, I mean, so many parts, I mean, in Katowice, all over the country. I've been there. The young people, they want to enjoy the freedom of movement that Europe offers. So, let's avoid now the anathema against new member states. We can have some politicians here and there that try to exploit nationalistic sentiments. And this is a risk. And I said it's not only in Europe. Look at the United States. Now I'm teaching at Princeton University. The United States Republican candidate is leading the polls has made xenophobic remarks against not only Muslims, but against Mexicans. Unacceptable. So it's not just a problem of Europe, it's a problem of, because of globalization today, we have this danger of some politicians to explore these xenophobic, sometimes racist sentiments, and sometimes nationalistic sentiments. And I hope those that are honest people, for whom the values of democracy are important, that they don't give up to these guys, on the contrary, that they have the courage to explain what is at stake. Because the majority of the people does not want these extremist positions. They don't want, I'm sure. And that's what we have to do. So it's delicate, but I believe, for instance, I said it already to some friends in Central Eastern European countries, that it's important that the leaders of this region show that they are first-class Europeans in all matters. And to be a first-class European is to cooperate, to show solidarity, and not to put itself in a kind of exceptional place. We all have our rights as members of the European Union, but we also have our duties. Domnule Vladimir Timișoara, pentru domnul Cioloș, ca fost comisar european, cum ați caracteriza activitatea de până acum al doamnei Corina Crețu? Și dacă, eu știu, din postura de comisar european poate să ajute România și guvernul chiar are în vedere o intensificare a discuțiilor, să știu cu doamna Crețu. Nu e nevoie să intensificăm discuțiile pentru că ele există. Doamna ministru Răducu, domnul vicepremier Dâncu, ceilalți miniștri care gestionează fonduri europene sunt în legătură și cu dânsa, are un portofoliu important și din această poziție, sigur că poate să facă foarte multe lucruri și pentru România, la fel ca și pentru celelalte state membre. Însă, eu pornesc de la premiza, chiar și după experiența mea la Bruxelles, că cele mai multe lucruri pentru noi le putem face noi înșine. Și doar după ce ne-am epuizat instrumentele pe care le avem la dispoziție noi și ne blocăm, abia atunci e nevoie, să zicem, de sprijinul Comisiei Europene. Noi trebuie încet, încet să devenim responsabili de noi înșine, să ne asumăm conștient faptul că suntem stat membru al Uniunii Europene
că lucrurile nu se decid la Bruxelles în mare parte, ci se decid la noi și se decid la Bruxelles doar atunci când noi nu luăm deciziile la timp sau nu luăm deciziile necesare. Deci eu pornesc în primul rând, chiar și vorbind de fondurile europene, de la premisa că noi mai avem încă foarte mult de lucru. În primul rând, ca să nu mai avem o concepție cantitativă asupra fondurilor europene, cât la sută am absorbit, și mai degrabă una calitativă. Ce am făcut cu banii ăștia? Ce se vede sau ce nu se vede? Pentru că noi pierdem, chiar dacă absorbim 80, 90, 100% din fonduri și aruncăm banii pe fereastră. Nu se văd rezultatele. Pe de altă parte, trebuie să învățăm să facem legătura între politicile europene și politicile naționale. Când vorbim de agricultură sau de incluziune socială sau de infrastructură, pe mine mă interesează mai puțin în faza aceasta ce crede un funcționar de la Bruxelles legat de ce, care trebuie să fie prioritatea mea, ci mă interesează să văd cum îmi corelez eu obiectivele naționale pe care le am legat de infrastructură cu cele europene și cum folosesc fondurile europene ca să-mi ating obiectivele. Deci, în privința fondurilor europene, asta e abordarea guvernului pe care îl conduc. Am avut deja în guvern mai multe discuții și o să mai avem, în care vreau să responsabilizez miniștrii ca tot ce înseamnă condiționalitatea europeană să nu mai fie văzută ca o obligație dictată de la Bruxelles, ci ca niște lucruri pe care trebuie să ne le asumăm noi. Și atunci când cu anumite condiționalități nu suntem de acord pentru că ele nu mai corespund obiectivelor de politici publice pe care le avem, atunci mergem la Bruxelles, discutăm, le explicăm și le corelăm cu obiectivele celorlalte state membre, pentru că, sigur, vorbind de infrastructură sau de alte tipuri de politici, e nevoie de corelarea asta la nivel european. În primul rând trebuie să știm noi ce vrem, ca să putem discuta la Bruxelles și să nu mergem la Bruxelles doar ca la înalta poartă la care, unde să cerem indicații. Deci, din perspectiva asta, abordăm și relația cu doamna comisar Crețu, ca și relația cu ceilalți comisari. Mai sunt încă lucruri pe care le putem face noi, din punctul ăsta de vedere. Ați folosit fără coloană oficială? N-am folosit, nu știu ce înțelege prin coloană oficială, sunt niște reguli minime pe care SPP-ul, conform legii, trebuie să le asigure, dar n-am folosit poliție și nici nu o să folosesc. Niciodată prefer să mă trezesc 10-15 minute mai devreme ca să ajung la birou la timp, decât să zăpăcesc lumea de cap în București sau în altă parte. E o chestie de bun simț dincolo de reguli, de protecție și așa mai departe. Trăim într-o societate modernă, unde, indiferent că unui prim-ministru și altul e muncitor, trebuie să ne simțim la fel cetățeni și să ne asumăm fiecare rolul ăsta de cetățean înainte de a ne pune în față funcția pe care o avem, care e vremelnică și e trecătoare. În Banat există o discuție foarte aprinsă, serioasă, de mulți ani, legată de regionalizare. Vă amintiți procesul de regionalizare propus pe vremea fostei USL. Aveți de gând, fiind liderul unui guvern de tehnocrați care nu are o presiune politică, cel puțin teoretic, dinspre Parlament, să relansați acest proiect al regionalizării României? Pentru că, într-adevăr, sunt nemulțumiri serioase, cum spuneam, uitați chestiunea aceasta a Centurii de Sud, pe care primarul Robu se plânge și întreaga comunitate de foarte mult timp. E în intenția dumneavoastră de a relansa acest proiect, care cred eu că ar putea schimba în bună măsură și percepția oamenilor față de, mai ales încrederea în instituțiile statului și felul în care am putea cheltui fondurile europene. Cu certitudine că ar putea schimba multe lucruri regionalizarea și am fost un suporter al regionalizării totdeauna, din considerente foarte practice, pragmatice. Dar, sigur, guvernul ăsta poate să relanseze discuția și probabil că o să facă în măsura în care va exista disponibilitate, dar trebuie să înțelegem că sunt unele lucruri care, unele decizii care trebuie luate la nivel politic, pe care un guvern de tehnocrați, oricât de bun sau mai puțin bun ar fi, nu și le poate asuma în locul politicienilor care sunt aleși de către cetățeni. Și regionalizarea, dincolo de părțile practice, pragmatice, este și o decizie politică în contextul românesc. Deci guvernul poate să relanseze discuția, dar decizia tot una politică trebuie să fie și, după părerea mea, trebuie să fie o decizie politică dincolo de presiuni politice sau politicianiste cu obiective pe termen scurt și cu obiective electorale. Sunt lucruri prea importante pentru România, e un lucru prea important pentru România, regionalizarea, ca el să fie luat doar pentru a atinge un obiectiv politic pe termen scurt. Deci aici, cred că trebuie, în primul rând, partidele politice reprezentative care să aibă încrederea populației să poată să ia această decizie. Am avut o discuție cu domnul vicepremier Dâncu
despre cum am putea să repunem pe masă anumite lucruri și eventual să mai avansăm puțin, dar nu sunt lucruri care se decid prin ordonanță de urgență doar pentru că legea permite ordonanță de urgență. În politică, dacă nu avem și bun simț și în executiv, dacă nu avem și bun simț, nu o să evoluăm, ci doar o să rezolvăm interese pe termen scurt ale unuia sau altuia, dar nu așa împingem societatea să evolueze și să aibă încredere în instituțiile statului, inclusiv în guvern. Dar aveți această intenție, înțeleg, să propuneți din nou clase politice, ideea de regionalizare? Sigur, nu știu dacă o să fim în măsură să propunem un proiect final, pentru că un proiect a fost deja, care a fost contestat, n-a fost discutat suficient. Eu, să vă spun sincer, prefer să mă concentrez pe partea de reformă administrației, la nivel central și, dacă o să avem timp, și la nivel local, pentru că fără o administrație performantă nu o să avem un stat puternic. Și în momentul de față nu avem o administrație performantă pentru că vedem reacțiile cetățenilor. Nici acest proiect nu o să-l putem finaliza complet, dar acest proiect un guvern tehnocrat poate să-l înceapă și are mult mai multă legitimitate să o facă. Până la urmă votul tot în Parlament va fi, dar propunerile, cred eu, le putem face cu mai mare obiectivitate decât le-ar putea face un guvern politic. Aici vreau să vă spun că guvernul actual, așa cum am spus-o de la început, a preluat un master plan pe transporturi, unde a fost făcut o prioritizare și a preluat și resursele bugetare pe care le-a avut la dispoziție pentru investiții, care n-au fost foarte mari pentru că au fost luate decizii și de fiscalitate, de reducerea fiscalității, deci reducerea veniturilor, dar și de creșterea salariilor. Deci, n-aveam cum să punem mai mulți bani decât am avut la dispoziție și nici n-am vrut să redeschidem subiectul prioritizării unor proiecte de infrastructură, pentru că de ani de zile, și eu eram la Comisia Europeană încă în momentul în care Comisia cerea acest master plan pe transporturi, pe infrastructură, tocmai ca să există o viziune la nivel național, ce vă spuneam înainte de a putea construi viziunea la nivel european. Deci am considerat că e mai înțelept să trecem la treabă și să aplicăm prioritățile care au fost deja decise, decât să reluăm discuții legate de prioritizare. O să văd în ce situație se află din punct de vedere bugetar a bugetizării acest proiect. Sigur că înțeleg că pentru o metropolă regională, cum este Timișoara, un centru economic și social atât de important, e firesc să aibă această pretenție. La fel mi s-a spus și la Iași acum câteva zile când am fost, dar bugetul e același, el n-a crescut între timp, ci dimpotrivă. A scăzut prin măsurile despre care v-am spus, care nu contest că sunt rele sau bune, dar au un impact asupra bugetului. Deci în măsura limitelor bugetului o să vedem ce se poate face.